Bună ziua, stimate domnișoare! Bună ziua, stimați domni! Bine ați venit la cea de-a doua ediție a Festivalului Copiilor Domnica Drop, Rovinari, 12 octombrie 2013. Stimați prieteni, așa cum deja o bună parte dintre noastre știu, astăzi este un eveniment cultural atât pentru Gorj, cât și pentru Rovinari, dar și pentru celebra Domnica Drop, omul datorită căruia folclorul autentic românesc își merită locul de a fi unul dintre cele mai duioase ale lumii. Mama Domnica Drop, pentru cine nu știe, deja este o legendă vie a folclorului românesc, este omul în cântecele căreia au crescut și s-au format o seamă de artiști cunoscuți și aici, în primul rând, o avem pe doamna Nina Predescu. Este vorba de Niculina Stoican, de Oana Pârvan, de Petrică Mâțu Stoian, iată doar câteva nume care mi-au venit mie în minte acum, oameni care au făcut carieră, bineînțeles, începând prima dată cu cântecele mamei Domnica Drop. Noi ne-am propus să facem acest și facem acest eveniment folcloric în frumosul oraș Rovinari din două motive foarte, foarte importante. În primul rând, datorită domnului primar Dorin Filip, un om iubitor al copiilor, un om care iubește actul cultural, un om care întotdeauna a fost sensibil la tot ceea ce este frumos, mai ales când este vorba despre copii. Iar într al doilea rând și rog să aplaudăm pe domnul primar, care este plecat cu delegație și nu a putut să fie alături de noi. Iar într al doilea rând avem aici niște oameni deosebiți și aici tot la fel domnul director Eugeniu Staicu, mehedințan la Obârșie, directorul Energomontaj Rovinar, omul care ne-a sprijinit întotdeauna în realizarea unor acțiuni culturale deosebite, mai ales în cele dedicate mamei Domnica Drop, și aici aș aminti sprijinul dânșilor de a realiza un album muzical dedicat mamei Domnica, care a fost editat în 2011, un DVD cu filmări tot mamei Domnica, care l-a lansat în acest an la Muzeul Județean Gorj, unde a fost prezentă de asemenea doamna Nina Predescu. Iar la anul, în 2014, ne-am propus și cred și că mama Domnica va fi iarăși alături de noi, așa cum o știm noi de ani de zile, vrem să edităm și o carte biografică în care să scriem noi acolo toate lucrurile frumoase și mai ales la final să publicăm cântecele mamei Domnica Drop, pentru că acești micuți care îi vedeți dumneavoastră lângă noi și sunt doar 22, să aibă o sursă importantă de inspirație. Aș dori să ne spună câteva cuvinte și doamna Nina Predescu, artistul care, din câte știu eu de la mama Domnica, este cel mai apropiat sufletului mamei Domnica Drop și de aceea am considerat că era normal dânsa să fie prezentă la noi, ba mai mult să fie și președintele jurului, pentru că atunci nu mai sunt comentarii din partea concurenților. Vă rugăm, doamna Nina Predescu! Bună ziua, bine v-am găsit! Aș începe prin a spune că Dumnezeu ține cu noi. Uitați-vă ce zi frumoasă afară, ca și sufletul mamei Domnica. Colaborarea mea cu domnul Brozbă n-a început de foarte mult timp, dar deja apar niște rezultate. Mama Domnica are prima casă la Izverna și a doua casă a găsit-o aici la Gorj, prin amabilitatea atâtor oameni de cultură, care au rămas... Eu știu și au fost foarte sensibili la faptul că acolo la noi, în Mehedinți, poate că activitatea de până acum a mamei Domnica a fost un pic trecută cu vederea. Deși noi, tinerii interpreți de muzică populară, am încercat cât am putut să o readucem în actualitate. Le mulțumesc eu, în numele multor colegi, oficialităților din Gorj, de ce nu astăzi domnului primar de la Rovinari, că ne găzduiește la a doua ediție a acestui concurs pentru copii, știindu-se faptul că la concursurile mari din țară copiii nu prea au acces decât după 15 ani. Iată că astăzi începem un nou, pentru că eu cu domnul Brozbă am stabilit să avem o colaborare de lungă durată. Spuneați dumneavoastră de ediția de la anul pe care ne-am propus, dacă o să fie posibil, să o facem la casa mea, Muzeu de la Negoiești. Îmi doresc foarte mult acest lucru.
Acum două zile am inaugurat această casă-muzeu cu ajutorul unui post național de televiziune. Am avut alături de mine o parte din acești copii care îi vedeți aici. De fapt, cei mai mulți au fost din Gorj și din Mehedinți, de la Drobeta Turnul Severin. Îmi doresc atât de mult să o am pe mama Domnica, măcar la o ediție a unui festival în casa mea, știindu-se faptul că mama Domnica m-a ținut foarte aproape și eu pe dumnea ei. Dânsa are și o fică care se potrivește și în nume cu mine, dar regret foarte mult că fiicele dumnea ei nu au reușit atât de mult să apară pe scenă. Nu este încă timpul trecut, pentru că mama Domnica are nepoate, are strănepoate. Eu m-am oferit întotdeauna atunci când o să-mi ceară ajutorul să le aduc lângă mine. Tuturor copiilor le doresc succes. O să le ascultăm calitățile vocale și cei mai buni o să fie premiați. Să sperăm să fie cât mai mulți și dumneavoastră vă mulțumim că aveți răbdare să stați alături de noi. Mulțumim, doamna Nina Predescu, vă poftesc să mergeți la masa juriului, pentru că acolo trebuie să fiți dumneavoastră prezentă astăzi, aici. Aș invita aici, alături de noi, pe domnul dr. Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean, pe domnul Constantin Bodaru, consilierul personal al domnului primar Dorin Filip, și pe domnul profesor Dan Alectoaie, reprezentantul Mehedințului, pentru că tot l-avem aici în juriu, să ne spună și dânsii câteva cuvinte. În primul rând, l-aș pofti pe domnul Constantin Bodaru, reprezentantul personal al domnului primar, să ne spună câteva cuvinte și totodată și să oficializeze deschiderea ediției a doua a Festivalului Copiilor, Domnica Tropt. Vă rog, domnul Constantin Bodaru. Mulțumesc, bună ziua! Sunt încărcat de emoție pentru că, iată, astăzi Rovinariu mai scrie o filă de istorie. Noi asta considerăm că face acest festival, este pentru prima dată când se organizează acest tip de festival. Să rămână, mama Domnica. Mulțumesc, domnule Dorin Brozbă, mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru că ne-ați oferit această ocazie. Sperăm să-i facem față. Astăzi am aflat că următoarea ediție a festivalului vă doriți să fie în altă parte. Noi, domnul primar, își dorea să permanentizeze, dacă pot spune așa, acest festival. Acest festival să devină cumva un festival rovinărean. Ne-am bucurat foarte mult și ne pare rău că organizarea lui a fost un pic în pripă și este aici. Am încercat să oferim atât cât se poate spațiu. Ne dorim ca următoarea ediție a festivalului să fie în Casa de Cultură, într-o casă de cultură a Rovinariului care arată destul de bine și pentru că acolo este locul acestui tip de festival. Ce să zic, ne simțim onorați că, iată, copiii, cei pe care noi de fiecare dată am știut, Consiliul Local, primarul orașului Rovinari, au știut să-i sprijine. Noi, întotdeauna, hotărârile de Consiliu au fost pentru a ajuta toate tipurile de talente, indiferent că sunt din sport, că sunt din cultură, că sunt din educație. Vă mulțumim că ne-ați dat prilejul, încă o dată vă spun, să arătăm că și Rovinariu poate să organizeze și este alături de tot ce înseamnă talent, tot ce înseamnă copil, mai ales acum, în aceste clipe, credeți-mă, sunt chiar încărcat de emoție. N-am fost niciodată lângă o doamnă adevărată a cântecului românesc. Mulțumesc că mi-ați oferit acest prilej. Și noi vă mulțumim, domnul Constantin Bodaru, în ceea ce privește propunerea generoasă a dumneavoastră și a domnului primar. Sigur, și la anul vom face ediția a treia a Festivalului Domnica Trop în Gorj și, bineînțeles, la doamna Nina Predescu, vom face la Mehedinți. Facem ziua de naștere a mamei Domnica. Și o facem auzi ziua de naștere a mamei Domnica. De acord cu propunerea, vă mulțumim, domnul Constantin Bodaru. Îl rog pe domnul director Dumitru Hortopan, artizanul lucrurilor frumoase din ultima perioadă, dedicat de mamei Domnica Trop, în primul rând, inaugurarea casei muzeu de la Curtișoara în 2011 și mai departe, acțiunile frumoase pe care noi le-am realizat în onoarea mamei Domnica Trop în anii ce au urmat și sperăm să fim partenerii în continuare pentru a promova, în primul rând, acești copii și pentru a-i face permanent o bucurie, așa cum putem noi, mamei Domnica Trop. Vă rog, domnul director. Da, într-adevăr, noi
din 2011 am încercat să cistim activitatea Mamei Domnica Trup, inițial prin inaugurarea casei muzeu din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Cluj de la Curtișoara, casă care alături de lui Gheorghe Zafir și Filofteile Căfușul este admirată, contemplată și de către mii de vizitatori anual. După aceea am inițiat procedura de a introduce în categoria Tezaurul Mamei Viu, din cadrul, din patrimoniul imaterial, pe Mama Domnica Trup. Am înțeles că comisia nu s-a întâlnit datorită unor cauze obiective, dar luna viitoare se va întâlni și Mama Domnica Trup va face parte din Tezaurul Mamei Viu, alături de alții artiști autentici ai acestei țări. În continuare vom cinste la fel activitatea, deoarece merită o floare rară în grădina flocului românesc. Mulțumim, domnul director, domnul Dan Alexoaie. Vreau să vă spun și eu bună ziua. Am venit încă de ieri cu mama domnica aici la dumneavoastră, pentru prima dată v-am găsit relativ ușor. Aș vrea să mulțumesc gorjenilor, mehedințenilor noștri, domnul Grozvă este adoptat de Gorj, tot mehedințean este în sufletul dumnealui, pentru că, într-un fel, mă rog, împreună cu o parte dintre noi, cei de la Severin, am reușit să suflăm praful uitării de pe mama domnica. Mulți încă nu mai știau dacă mai trăiește sau nu. În ultimul timp s-au întâmplat niște lucruri frumoase. Sigur că da, s-a vorbit despre Casa Memorială, despre lucrurile care au promovat-o. Dincolo de aceste lucruri frumoase, vreau să spun copiilor care sunt în spatele nostru, generațiile de artiști care vin și o să ia locul, că toate lucrurile astea sunt, de fapt, niște elemente de promovare care fac parte din zona mercantilă. Dincolo de lucrurile astea sunt multe lucruri mai importante și mult mai puternice. Mama Domnica și Laura asta, în condițiile în care n-a fost promovată nici de televiziunea română, nu discutăm din ce motive, nici foarte mult de televiziune locale, există o legătură între dumneavoastră și popor, ca să zic așa, și oamenii simpli, extrem de puternică. Aceste legături nu se fac prin televiziune. Aceste legături se fac cu totul altfel. Mama Domnica este